primul rând tuturor. Suntem astăzi, pot spune, la un moment istoric pentru municipiul Moinești, pentru că după un efort comun al consilierului local și al executivului primăriei, astăzi reușim să semnăm contractul de execuție la primul proiect din cadrul unui proiect mai amplu, acel pe mobilitate. Spuneam unui proiect mai amplu pentru că el conține două proiecte. Unul, un coridor de mobilitate urbană pe zona urbană a orașului și al doilea, extindere rețele de piste de biciclete și de amenajarea trotuarelor. Astăzi suntem la cel de-al doilea proiect, respectiv extinderea rețelei de piste de biciclete și de amenajarea trotuarelor. Un proiect în valoare de 5,5 milioane de euro. Au urmat procedurile. Vă spuneam că întregul proiect are o valoare de peste 15 milioane de lei. Asta înseamnă bugetul municipiului Moinești pe o perioadă de 3 ani. De euro, ceea ce înseamnă o perioadă de 3 ani. Așa cum vedeți și pe ecran, vă spuneam de două contracte, este vorba de două proiecte finanțate prin BOR 2014-2020, axa prioritară 3, a căror obiectiv final este tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. Astăzi, 21 iunie, da, vă spuneam de valoarea contractelor, unul de 10,1 milioane de euro, celălalt de 5,6 milioane de euro. Aici se construiesc piste de biciclete, trotuare, preluare de ape pluviale. De spațiu pietonal, 5.860 metri linear piste de biciclete, pătrat spații vers, îmbunătățirea transportului public și nemotorizat. Iată sunt câteva lucrări. Strada Mihai Eminescu a fost modernizată în urmă cu ceva timp. Astăzi avea nevoie de trotuare, avea nevoie de preluare de ape pluviale, avea nevoie de acele piste de biciclete, standuri și, bineînțeles, de un tratament pentru carosabilul de pe acea zonă. Aș vrea să anunț și prezența persoanelor importante care sunt parte în acest proiect. În primul rând, domnul director al statului, director al Galeriei Nord-Est, care ne-a fost de ajutor în toată această perioadă și sunt sigur că și viitor el va fi, așa cum este și acum, un prieten al municipiului Moinești. Și zic eu că municipiul Moinești este cunoscut la ADR prin ceea ce face și ceea ce depune pe proiecte cu finanțare europeană. De asemenea, avem alături de noi pe doamna prefect, doamna subprefect cu atribuții de prefect, doamna Florița Rându, care are un comitet județean pentru situații de urgență, s-a trebuit să intre în direct, domnul subprefect Narcis Citaru, domnul deputat Mircea Fechet, domnul primar de la Târmănești, domnul Constantin Toma, cum vă spuneam, un prieten al municipiului Moinești, consilierul local, dar și executivul primăriei, cu echipa care s-a ocupat în mod special de implementarea acestui proiect, manager domnul Mihai Adreanu, doamna Iisuna Petrecuță la proceduri, doamna Temiza Sandu la investiții, doamna Gabi Pădreanu de partea economică, de partea tehnică, doamna Valentina Toma, am mai sărit pe cineva din echipă? Domnul Boacă, da? Și domnul Boacă, cel care stă la poziție. Așadar, cred că v-aș invita să vedem câteva imagini, un filmuleț scurt. Deja am început. 10 milioane de euro, municipiul Moinești reface carosabilul și spațiile vesti, pavând zonele semi-pietonale din incintele dintre locuri, dezvoltând piste și stații de închiriere biciclete, ce vor fi iluminate și dotate cu sistem de monitorizare video. Împreună crește mobilitatea urbană. Vom merge mai mult pe
jos cu bicicleta sau trotineta, investind în viitorul tău, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Cu bicicleta vrei să dai o tură. Acum totul e aventură, dar în curând orașul tău, municipiul Muinești, se va schimba. Cu 5 milioane de euro vom reabilita covorul asfaltic, vom construi trotuare și vom realiza piste de biciclete prevăzute cu sistem de iluminat, sistem de supraveghere video și stații inteligente de închiriat biciclete pe străzile Mihai Eminescu și George Coșcu. Investind în viitorul tău, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Vă spuneam, astăzi vom semna contractul de execuție pentru primul proiect, pentru cel de piste. Sau judecat licitație, este aici și constructorul al Connect Gogna, domnul Alecu prezent aici și domnul Bau. Cei care o să aibă de lucru de acum la Muinești, atât fizic cu proiectul, cât și cu noi cei din primărie, pentru a realiza un proiect așa cum ne dorim cu toții, să respectăm legislația în vigoare și să, la final, să ne strângem mâna pentru că am făcut o treabă bună. Este în curs de desfășurare licitația pentru cel de-al doilea proiect. Sperăm ca spre sfârșitul anului noiembrie să terminăm și această licitație, să semnăm și cel de-al doilea contract, undeva în primăvară cele două proiecte să fie în lucru. De asemenea, autoritatea locală nu a întârziat să depună o cerere de finanțare și pentru încă un proiect de mobilitate, a apărut pe axa 2021-2027, un proiect, așa cum menționam și acolo, primii pași în această direcție au fost deja întreprinși, aderent Nord-Ier, în parteneria cu ATM-ONS-ul, alți 11 parteneri, au semnat în data de 14 iulie 2021 contractul de finanțare pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare sau drumuri de legătură, centre de agrement, baze turistice, tabere școlare și infrastructură de servicii publice, turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic. Pe acest proiect, municipiul Muinești, prin acest proiect, beneficiază de finanțare pentru elaborarea întregii documentații tehnice, SETE, la IPTH, necesare viitoare proiecte de mobilitate pe care le va solicita la finanțare și le va realiza în cadrul noului exercițiu financiar 2020-2027. Proiectul se află în desfășurare, urmând ca luna noiembrie 2021 să fie deja demarată procedura de achiziție a serviciilor de proiectare. Valoarea acestui proiect de întocmire a documentațiilor tehnice economice este de 1.189.000 de lei, iar valoarea estimată totală a întregii investiții realizată urmează să fie de circa 71 de milioane de lei, adică 14.200.000 de lei, de euro. După cum vedeți, eu numesc proiectul de mobilitate 2, pentru că dacă am lucrat la proiectul 1, încă un proiect de aproape 15 milioane de lei se va implementa în sesiunea abordare în municipiul Muinești. Am făcut acest lucru de când am mers în biroul domnului Asande, cum am apărut vestea de la minister, că au rămas bani de cheltuiți de sesiunea 2014-2020 și au fost alocați pentru astfel de, pentru realizarea SET-urilor, PTH-urilor. Am fost, am găsit înțelegere la ADN-ul IES și iată că în luna noiembrie vom începe procedura de achiziție pentru realizarea SET-ului și PTH-ului. Aceasta cu sprijinul domnului Asande, care va avem astăzi prezent și care vrea să-i dau cuvântul. Mulțumesc, domnule primar. Primul lucru pe care vreau să-l spun este să vă felicit. Pentru că văd aici și acum, ca de fiecare dată când vin la Muinești, o comunitate foarte activă, cu gândire europeană, cu preocupări moderne. Arată foarte bine, arăta prima imagine din prezentare, mobilitate urbană, îmbunătățim mediu, facem ceea ce este firesc să facem ca niște oameni civilizați. De asemenea, scrie acolo două proiecte cât bugetul municipiului Muinești pe 3 ani. Numai două sunt cât bugetul pe 3 ani, că municipiul Muinești are mult mai multe proiecte. Deci, vă felicit, iată, creștem mobilitatea, dezvoltăm transportul alternativ, îmbunătățim mediul urban și calitatea vieții. Sunt lucrurile pe care noi ni le dorim
iar Comisia Europeană ne sprijină și câteodată ne îndeamnă să le facem. Deci, vă felicit pentru această abordare și pentru felul în care lucrați. Este pentru noi semnul că regiunea asta, formată din multe comunități, multe dintre ele mici, are o șansă în viitor. Numai departe de ieri am avut o conferință internațională cu participarea doamnei comisar Ferreira de la Comisia Europeană și, desigur, a multor altor experți internaționali, în care am discutat în principal despre valorile europene în regiune din România și despre preocupările noastre în următorii 10 ani. Este un moment extraordinar de important pentru societatea noastră și pentru întreaga Europa, pentru că de ce facem în acești ani va depinde viitorul nostru pe termen lung. Mă bucur că noi facem deja lucruri care sunt o preocupare pentru următorii ani și din exercițiul 2014-2020 avem deja proiecte care răspund obiectivelor pentru exercițiul viitor. Mobilitatea urbană, mediu, digitalizarea, folosirea corectă a resurselor sunt preocupări majore. În ADR aveți, așa cum a spus domnul primar, un sprijin tot timpul. În exercițiul viitor vom fi și autoritate de management și lucrurile vor fi mai simple, pentru că veți lucra cu noi și atât dispare proiecta de la Ministerul Dezvoltării. Nu că ne-am dorit neapărat să nu mai jucăm cu Ministerul Dezvoltării, dar într-o lume în care este tot mai complicat, tot mai mult de muncă, trebuie să reducem sarcina administrativă, să trăim cât de mult vericile care pot fi tăiate și să fim mai eficienți. Proiectul în cauză este unul din proiectele pe care le urmărim cu mare atenție, pentru că, pe lângă faptul că vrem să vedem în finalul lui și să vedem impactul pe care îl aduce, sigur, ne și înregistrăm cu un grad de absorbție corespunzător. Desigur, asta este un moment important, semnarea oricând de începere a lucrărilor și sunt convins, nu am nicio îndoială că atât echipa primăriei Moinești, cât și constructorul și ceilalți factori implicați vor face tot posibilul ca proiectul să ajungă la final și să ajungem cu bine cu toții să ne bucurăm de rezultatul lui. Mai spunând o dată și aici, cum spun de fiecare dată, noi nu cheltuim bani europeni, investim bani europeni care trebuie să schimbe calitatea vieții noastre, pentru că sunt bani și resurse, în general, nu numai bani, la care avem dreptul pentru că suntem membri ai Uniunii Europene și contribuim și noi, alături de ceilalți europeni, la evoluția țării noastre comune, dacă se poate spune așa, Europa. Mă bucur să văd că de fiecare dată la Moinești este un spirit european adevărat. Să știți că vă dau exemplu în multe din discuțiile mele cu diversi parteneri și chiar la televizor v-am dat exemplu de câteva ori. Deci vă încurajez să mergeți mai departe pe această cale, să vă întăriți capacitatea instituțională și administrativă, pentru că și în perioada următoare vom avea foarte mult de lucru. Succes! Mulțumim, domnule director. Avem alături de noi și pe domnul deputat Mircea Feche, post-ministru al mediului. Mare parte din aceste lucrări sunt și în domeniul mediului. Mulțumesc, domnule primar, mulțumesc pentru invitație. Domnule viceprimar, domnule director al ADR Nord-Est, mă bucur să-l văd și pe primarul Dărmăneștiului aici în sală. Foarte multă lume care mă întâlnesc des, pentru că domnul primar Valentin Vieru este un campion absolut la fonduri europene. Nici n-am ajuns bine acasă după ce am fost invitat la școala reabilitată, că a trebuit să vin din nou la Moinești, că astăzi semnăm un contract de finanțare, un contract de lucrări, mai bine zis, pentru un proiect extrem de ambițios, extrem de util și la care eu țin foarte mult. Pentru că, așa cum a spus și domnul primar mai devreme, în calitate de fost ministru al mediului, vă imaginați că mă bucur extraordinar de tare când văd în județul meu, la primarii care sunt foarte apropiați, cum e domnul primar Valentin Vieru, că mediul înconjurător contează, calitatea vieții contează, piste de biciclete însemnând nu doar investiții, nu doar fonduri europene, nu doar lucruri de care să ne bucurăm fizic, ci mai ales
un mediu mai curat, un mediu mai sănătos, un mediu în care speranța de viață a cetățenilor municipiului Moinești ar trebui să crească. Ori din acest punct de vedere, domnule primar, vă felicit încă o dată. Aș mai adăuga încă un lucru în legătură cu care mă bucur foarte mult, respectiv faptul că va lucra o firmă locală, ceea ce din nou înseamnă resurse care rămân în județul Bacău, înseamnă locuri de muncă care le avem și le păstrăm în județul Bacău. Ori din acest motiv, încă o dată doresc să vă felicit, doresc să vă urez ca lucrările să meargă cât mai repede, fără sincope și să se execute în termen și la o calitate de care să se bucure toți cetățenii municipiului Moinești. Vă mulțumesc și vă urez mult succes, domnule primar! Primesc cu drag felicitări pe dumneavoastră, dar să știți că nu sunt numai pentru mine. Trebuie să mulțumesc doamnelor meu, colegilor mei din primărie, care au lucrat efectiv la acest proiect, fără ei n-aș fi putut să fim astăzi aici, în cadrul acesta festiv, să semnăm acest contract. Să mulțumesc consilierilor locali și din mandatul trecut și din mandatul acesta, că au înțeles necesitatea aprobării acestui proiect și au susținut. Să mulțumesc proiectantului, este aici, domnul Cezar Popovuțan, cel care a făcut studiul de fezabilitate și cel care a fost parte din echipa de la proiect tehnic. Un om tot al județului Bacău, din municipiul Bacău, Suna, dar ea aproape de noi și, cu siguranță, sper să poată lucra și la proiectele următoare, atunci când va avea o licitație pentru Mobilitate 2. Poate n-am menționat ce conține Mobilitate 2, este vorba ca aceste lucruri care se întâmplă astăzi în acest proiect să se întâmple și pe drumul național. Trotuarea de la intrarea în Moinești spre Bacău până la Comănești, acolo unde este posibil, preluare de ape fluviale, piste de biciclete de la zona Avion până la sensul geratoriu nou creat la Găzărie, realizarea acestui sens geratoriu și lărgirea cu încă o bandă pe distanță de la sensul geratoriu până la ieșire spre Bacău. De asemenea, o pasarelă peste gară, se face legătura între cartierul Mitrească a Plotilor cu municipiul de Moinești. Valoarea proiectului a văzut se apropie undeva de 71 de milioane de lei, 14 și la milioane de euro. Aceste proiecte care astăzi ne semnăm și cel care urmează, nu vă spuneam că pe lângă pistele de biciclete, sistem de supraveghere, incinte de blocuri și trotuare în zona urbană, 47.000 de metri pătrați de pavele, spații verzi, nu mai știu exact suprafața, dotarea cu bănci, cu coșuri de gunoi între blocuri, sunt lucruri care va schimba fața municipiului Moinești. Avem aici pe domnul primar de la Dărmănești, dacă vrea să ne spună câteva cuvinte, pentru că e vecinul nostru și chiar coleg când la noi. În primul rând, dați-mi voie să vă salut și să felicit echipa de la Moinești. Vă salut și pe domnul director și pe domnul deputat. Să știți că noi, în primarie, avem o misiune destul de grea și momentele ale noastre de mai puțin, să zic așa, elan, ne mai întâlnim și discutăm. De fapt, în multe ori mă întâlnesc cu domnul primar de la Moinești și mă bucur de fiecare dată când Moineștiul, când localitățile îndecinate reușesc să obțin rezultate. Ce faceți dumneavoastră astăzi aici este un mare plus. Faptul că reușiți să aducem fonduri europene în comunitățile noastre înseamnă enorm. Înseamnă foarte mult pentru că, cred eu, peste foarte mulți ani vom reuși să aducem acasă românii care sunt plecați poate în alte țări și ce e și mai important, vom reuși să convingem copiii noștri să rămână localitățile noastre. Tot ceea ce facem, spuneam, sunt pentru oameni aceste proiecte. Mă bucur sincer că în timp pentru reușită, sper ca și proiectele pe care le-ți amintit aici să obțină finanțare și la Dărmănești intenția noastră este de dezvoltare și ne uităm cu mare drag către fondurile europene și îl mai deranjăm pe domnul director de la ANDRE de multe ori cu întrebări, cu consultații și așa mai departe. Sper ca să țineți trendul la fel de sus cum ați făcut-o până acum și
să reușim, nu peste mult timp, să trecem și la inaugurarea acestor obiective. Felicitări între cei. Mulțumesc, domnul primar. Doamna Lorita Rundu, subprefect cu atribuții de prefect acum. Bună ziua tuturor, de aceea spune că de tot m-am mișcat pe aici, însă starea de sănătate la nivelul județului Bacăului, așa cum aș fi, mi-aș fi dorit, am avut un comitet județean pentru situații de urgență. Astăzi este prima școală pe care o închidem în județul Bacău, pentru că dascării de acolo sunt infectați și atunci nu mai pot desfășura cursurile. Însă trecând peste toate acestea, sigur că salut acest proiect care cântărește starea de sănătate a populației. Sună atât de bine în aceste zile în care chiar acesta este obiectivul nostru principal al tuturor. Să rămânem sănătoși și pentru aceasta, domnule primar, vă felicit pentru acest proiect. Sincer, moineștenii, și așa îi ferește Dumnezeu, pentru că aveți aer curat, să sperăm că până la capăt o duceți așa, că astăzi și dumneavoastră aveți undeva la peste 2 la 1000 de locuitori. Să rămâneți aici, pentru că afară am sesizat că urmează niște acțiuni foarte frumoase în municipiul Bacău, municipiul Moinești, de care aveți mare nevoie să vă destindeți, însă vă rog pe toți, din tot sufletul, respectați toate normele de siguranță. Cel mai important lucru pentru toți este să ne păstrăm sănătatea, să aveți o zi bună toți, iar dumneavoastră, domnule primar, să aveți cât mai multe proiecte, deja aveți așa de multe, însă să mai aveți tot așa de importante și tot așa de benefice locuitor care acestui municipiu. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc, da! Trecem la lucruri importante, să ne gândim pe consultul alături de mine, să semnăm documentele. Dar înainte de asta, rog, totuși câteva cuvinte, pentru că trebuie să ne promită ceva. Să termine mai devreme decât e programat, nu? În ziua tuturor, noi am avut o colaborare mai veche cu primăria municipiului Moinești. Avem câteva lucrări finalizate în municipiu. Nu cred că am avut întârzieri. Chiar locația în care ne aflăm. Chiar locația, nu. Sperăm că vom termina lucrarea la timp, vom finaliza la timp, vom finaliza de calitate. Oricum avem o garanție destul de mare, 5 ani de zile, și suntem interesați să facem o lucrare de calitate. Mulțumim pentru colaborare, am colaborat cu ziua de un ambasador cu ADR-ul, am avut multe lucrări cu ADR-ul, am avut lucrări cu primăria municipiului. Vom finaliza această lucrare. Ce? Târziu la termen, dacă nu, undeva nu se. Mulțumim mult! Mulțumesc mult! Da, o să semnăm. Până atunci, domnul Narcisu Prefect, poate spune și Da, mulțumesc. Felicitări domnului primar, mulțumim foarte mult domnului director Hasande pentru toată colaborarea și pentru tot sprijinul pe această vale a Lotusului și a Pasgăului. Sunt foarte multe proiecte excepționale astăzi, în municipiul Moinești. Îmi doresc foarte mult ca în viitorul cel mai apropiat să plec cu bicicleta din Comănești, că de acolo sunt de loc, și să ajung aici, în Moinești, domnul primar. Da. Vreau să mă prind cu dumneavoastră cu bicicleta neapărat pe aici. Aveți ocazia astăzi la ora 16:30, da, unde e un tur al orașului, da, deschiderea festivalului. Mai repede decât v-ați imaginat. Nu știu dacă și eu și doamna prefectă să putem pe ziua de mine, dar sigur. Mulțumesc, felicitări încă o dată pentru tot ce realizați. La final, aș vrea să, încă o dată, să mulțumesc tuturor pentru participare. Să vă spun că, în momentul de față, municipiul Moinești derulează și alte proiecte cu finanțare europeană. Astăzi, 2 delegați de la ADN-ul sunt în sala de consiliu la Moinești, la vizita finală, zic eu, la vizita la terminarea lucrărilor la școala George Enescu, un proiect de 1,5 milioane de euro. Avem liceul Cobălcescu, care este undeva aproape de jumătate, să spun, 7 clădiri se reabilitează acolo și valoarea proiectului este de 3 milioane de euro. Mai avem unități de învățământ, școala Seder și școala Ștefan Lucian, care au fost pe PNL 1 și 2, care sunt și acestea finalizate, una 2 milioane de euro, una 1 milion. Avem direcția de asistență socială, 2.400.000 de euro, e undeva la 25-30%.
sunt lucrări efectuate. Vă spuneam de celălalt proiect de 14 milioane de euro, iată 40 milioane de euro la Moinești în derulare, contracte semnate, nu promisiuni sau povești. Acest lucru se datorează, cum vă spuneam, echipei de primărie, ADR-ului, consilierilor locali, care le mulțumesc tuturor pe această cale și vă rugăm, domnule director, să ne sprijiniți în continuare să putem colabora, pentru că dacă se vor muta la ADR unitățile de implementare, e cu siguranță mai ușor și pentru noi, fiind mai aproape. Cunoaștem foarte mult în ADR și cunosc și ei colegii mei din municipiul, din primăria Moinești, și sunt sigur că nu vom rata nicio acțiune. Fiți sigur, domnul primar, că... Fiți sigur că o să aveți și mai multă treabă cu noi, pentru că interesul va fi și mai mare să facem proiectele pe următorul exercițiu, că avem mai mulți bani. Mai mulți bani. Interesul și ADN-ului știu că este să atragă câte mai multe fonduri, să ne clasăm undeva între cele 8 ADN-uri pe locul fruntașe, pentru că nu poate fi decât o ridicare a nivelului de trai a cetățenilor din această zonă, respectiv din Moldova, o zonă mai săracă vis-a-vis de cele din Ardeal, din litoral, cu posibilități turistice mai deschise. Știți că lucrăm și noi la zona turistică, suntem într-o listă sinteză la Ministerul Sănătății să devenim stațiune paleoclimatică și această clădire fostă bază de tratament cu spații de cazare, care am reușit în sfârșit să o punem pe un drum bun, aflându-se acum în lista sinteză la Compania Națională de Investiții. Astăzi avem o hotărâre de Consiliu Local prin care și o parte din teren va fi dat din domeniul public al orașului, din domeniul public al Ministerului Statului, la Ministerul Sănătății. Este deja realizat aliu și cu siguranță o clădire în care se vor investi 10 milioane de euro va fi de contura ei la Moinești. Investim în continuare, sper să ne țină Dumnezeu sănătoși, să ne ferească de acest val al pandemiei. Suntem undeva la 2.31, era ieri, nu știu ce mai este astăzi. Suntem încă înainte de 3 la mie, să nu ajungem acolo, că atunci restricțiile vor fi pe măsură, așa cum spune legea. Vă mulțumesc tuturor încă o dată, vă aștept cât mai curând, mă uit pe colegii mei de la achiziții și investiții, unde astăzi se află în procedură de evaluare tehnică proiectul de 10,8 milioane de euro. Cu cât mai repede, în aceeași formulă, sper să ne întâlnim aici, să semnăm și cel de-al doilea contract. Mulțumesc, o zi bună tuturor!